Este extrem de dezamăgitor tot ce s-a întâmplat în ultimii ani în Moldova. De această părere este fostul reprezentant special al Uniunii Europene în Republica Moldova, economistul maghiar Kalman Miței. El a menționat că nimeni nu are un răspuns universal despre procesul de reformare a statului. Chiar și în alte țări din Europa Centrală se atestă o situație destul de dramatică în acest domeniu. Însă, Uniunea Europeană a subestimat dificultățile care vor fi întâmpinate în procesul de stabilire a principiilor democratice în Ucraina și Moldova. Și în ciuda faptului că în anul 2010 există o viziune optimistă și se urmarea dorința Republicii Moldova de a face un salt semnificativ, trebuie să recunoaștem că am eșuat. Și acest lucru s-a întâmplat din cauza că ne-am condus mai multe de iluzii decât de realitate, a spus diplomatul. Potrivit lui, singura țară din parteneriatul estic care a reușit să realizeze reforme fundamentale este Georgia, Ucraina și Moldova însă rămân țări cu un nivel incredibil de corupție. Iar în rezolvarea acestei probleme, pragmatismul trebuie să joace un rol primordial. Nu poți construi Suedia acasă într-o zi. În condițiile în care sistemul de stat este putret, trebuie redus rolul statului prin reforme. Aceasta este esența abordării liberale. Cu corupția trebuie de luptat în primul rând în instituțiile statului. Trebuie asigurată transparența acestora și redus treptat rolul statului ca principal autoritate de reglementare economiei, consideră expertul.